Felicitări lui Ionuț Vulpescu, pupil al ex-ex președintelui României, era să mai pun un ex, fost ministru al culturii, pentru excepționalul interviu realizat integral a, sub numele de a, Ion Iliescu. De fapt, Ionuț Vulpescu e cel care a pus întrebările și tot Ionuț Vulpescu este cel care a răspuns cu observația că uh, Iliescu a citit uh, uh, înainte de a fi publicat acest interviu și a fost de acord cu modul în care el ar fi uh, răspuns. Numai că modul în care el ar fi răspuns nu se potrivește absolut deloc cu stilul uh, lui uh, Ion Iliescu, cu stilul său de dialog, cu discursul său. Nicio legătură. Uh, Ionus Vulpescu este un intelectual pur sânge și a dovedit asta în interviul uh, pe care l-a luat, integral pe care l-a luat lui uh, Ion Iliescu, adică a pus și întrebările, a dat și răspunsurile.